spunem nou și data viitoare o să prezentăm niște imagini. Și atât. Bună ziua, mă numesc botezată Diana Alexandra, sunt eleva școlii sanitare post-liceale Ana Aslan Onești, de la specializarea asistent medical generalist. Tema lucrării mele se numește Excesul alimentar și am avut-o drept coordonator pe doamna dirigintă Alina Elena Radu. Și îndeosebi cu terapeutica și profilaxia. Până vom fi beneficiarii ingineriei genetice, avem de luptat cu factori externi, cauzatori de boală, deja cunoscuți și stă în posibilitatea fiecăruia dintre noi de a-i combate, pentru a profita neîntârziat de efectele favorabile în menținerea sănătății și în prelungirea speranței medii de viață. Din păcate, în cursul evoluției speciei umane, individul a fost supus unor factori agresivi care s-au acumulat, uneori cu bună știință, omul reușind să elimine pe niciunul dintre aceștia, ci din contră, elementele adverse sănătății s-au amplificat și s-au diversificat. Toți acești adversari vechi și noi ai sănătății asaltează omul zilele noastre, care are prea puțin timp liber pentru a reflecta asupra nocivității acestora, prea puțină voință pentru a-i combate, și prea puțină răbdare pentru a persevera în menținerea unui mod de viață și de alimentație adecvat. Rândurile de față caută să izoleze acești adversari vechi și noi ai sănătății, să focalizeze atenția cititorilor asupra lor, să explice modul în care ei subminează sănătatea și, în măsura posibilităților, să indice căile de acțiune împotriva acestor agresiuni ale mediului ambient pe care le acceptăm uneori din curiozitate, le menținem din obișnuință sau din falsă satisfacție și le primim consecințele cu resemnare sau ca o fatalitate. Dacă suntem pe bolii în fața cărora medicina contemporană se află tremendă neputincioasă, sunt mult mai multe suferințe, a căror prevenire sau combatere stă în puterea fiecăruia dintre noi. Nu este în intenția noastră de a pleda împotriva plăcerii unei mese apetisante, variate, consistente, corespunzătoare sub aspect cantitativ, calitativ și estetic. Bucuria unei mese încărcate, care adună în jurul ei familia, prietenii, care este un prilej de conectare și de bună dispoziție, nu are nimic de a face cu îmbuibarea, cu excesul alimentar sau cu libațiunile opositoare. În modul de viață și de alimentație, ca și în întreaga noastră activitate, trebuie să îmbinăm starea fizică și psihică durabilă pentru o activitate robustă și creatoare prelungită, cât mai mult timp în cursul vieții noastre biologice. Organizația Mondială a Sănătății definește starea de sănătate nu numai prin absența bolii sau infirmității, ci și ca o stare completă de bine sub raport fizic, mental și social. În realizarea acestei stări de bine a organismului, alături de aerul pe care îl respirăm, de apa pe care o bem, alimentația constituie baza existenței noastre. Nevoia de hrană, pentru omul zilelor noastre, capătă sensuri mult
mai larg și implicații multiple, fiziologice, culturale, emoționale și sociale. Alături de acoperirea cheltuielilor energetice zilnice, de refacerea rezervelor energetice pentru eforturi viitoare, masa, consumul de hrană propriu-zis, are semnificații multiple. Ea ne menține în viață sănătoși, este un prilej de a menține de a unii membrii familiei și prietenii, o ocazie de a ne exprima sentimentele, de a stimula conversația, de a îndepărta grijile și preocupările cotidiene, un prilej de bucurie și liniște, concomitent cu un examen de voință, de înfrânare când este cazul, de măsură și de cumpătare. Evident că odată cu creșterea disponibilităților de hrană, cu sporirea și diversificarea motivațiilor pentru consumul alimentar, s-a creat și posibilitatea unui dezechilibru în alimentația zilnică și mai ales aceea privind excesul alimentar. De ce vorbim astăzi mai mult ca oricând de excesul alimentar și de consecințele acestuia asupra stării de sănătate? Ei bine, explicațiile se pot rezuma la trei aspecte principale. În primul rând, este vorba de diversificarea alimentației și de apariția pe scară tot mai largă a alimentelor concentrate, rafinate, cu conținut caloric mai mare, în volum mai mic. Ușurința de preparare, gustul plăcut, mesele luate în grabă, au restrâns consumul de legume, fructe și cereale, în favoarea zahărului și produselor zaharoase, a păpăturilor îndulcite, a grăsimilor animale, sau a preparatelor din carne și a prânzeturilor cu conținut mare în grăsimi. Acestea au o valoare calorică mare într-un volum restrâns, astfel încât, atunci când apare senzația de sațietate, deja am consumat o cantitate de alimente care depășește mult nevoile calorice. Un alt aspect este acela că mutațiile în alimentația zilnică prezentate mai sus survin tocmai în perioada în care s-au redus simțitor activitatea fizică. În sfârșit, este de menționat faptul că ameliorarea progresivă a condițiilor socioeconomice, sporirea producției agroalimentare, combaterea bolilor infectocontagioase care constituiau în urmă cu decenii principala cauză de morbiditate și de mortalitate, a dus la creșterea duratei medii de viață. Aceste aspecte sunt susceptibile să justifice în mare interesul pe care îl prezintă astăzi, mai mult ca oricând, studiul și combaterea obezității. Toate statisticile arată că obezitatea favorizează apariția unor afecțiuni ca ateroscleroza, hipertensiunea esențială, infarctul miocardic și accidentele vasculare cerebrale, tromboza venoasă și embolia, diabetul zaharat, bolile ficatului și ale veziculei biliare, neoplasmul, herniile, artrozele. Dintre toate aceste afecțiuni, ateroscleroza constituie complicația cea mai de temut a obezității prin frecvența și gravitatea sa. În această imagine putem observa ateroscleroza, artera normală și o arteră afectată de placă. Aici avem tromboza venoasă, atunci când venele sunt umflate, vizibile și care ies în relief. Aici v-am prezentat artroza printr-o operație chirurgicală de cap femural. Într-adevăr, prin analiza cauzelor de deces la obezii aflați în evidența Centrului de Nutriție și boli metabolice din București, am arătat că bolile de cord și vase dețin un procent de 55%, neoplasmele de 17% și alte afecțiuni 20%. Diverse studii au demonstrat că mortalitatea crește paralel cu excesul ponderal. Cea mai importantă măsură de prevenire și de combatere a obezității, deja instalate, o constituie o alimentație rațională. Ce înseamnă o alimentație rațională? O alimentație care să corespundă sub raport cantitativ și calitativ nevoilor organismului, adică o alimentație fără excese, care să acopere cheltuielile energetice zilnice, precum și nevoile plastice legate de creșterea la tineri și de continuă reînnoire a țesuturilor și organelor. Deci trebuie să avem o alimentație rațională. În momentul în care prin consumul alimentar zilnic nu reușim să punem de acord aportul cu cheltuielile
Și când valoarea energetică a alimentelor ingerate depășește nevoile sus amintite, rezultă un surplus caloric care se depune în țesutul adipos, ducând la obezitate în cazul depunerilor excesive. Problemele privind alimentația rațională vor fi reluate după ce vom prezenta excesul de glucide și lipide importante, componente ale rației alimentare. Păstrarea greutății corporale normale presupune cântărirea periodică și la nevoie zilnic după toaleta de dimineață, ca și creșterea unor criterii de apreciere a greutății ideale în funcție de sex, vârstă și înălțime. Aici avem un tabel cu greutatea normală în funcție de sex și înălțime. Vă mulțumesc! Interesant materialul ca și titlu și ar trebui să ne îngrijoreze acest lucru pentru simplu fapt că în România, ca și în alte state, procesul acesta este un proces extrem de întins și din ce în ce mai multe persoane, din păcate din ce în ce mai mulți copii și tineri la școală, ajung să fie obez datorită mai multor factori. Da? Și în primul rând, tot am vorbit de educație și ne referim la educație pentru sănătate, în primul rând este vorba de educația de acasă, care primește de acasă în primul 7 ani. Asta este consecința la care am ajuns eu după experiența de 20 de ani ca mediu de familie. În general, în familiile în care s-au consumat alimente în exces, copiii respectivi au avut mai mult de suferit decât părinții. Da, felicitări! Zic ceva? Trebuie, nu m-am putea ține să vorbesc. Cred că-s puțin cam rugurile. Văd că... Acum asta cu spate, mă scuzați. Văd că se insistă foarte mult pe măsurarea pe cântar. Din punctul meu de vedere, și pe România, al meu este un mare greșeală. Țesutul adipos este unul dintre cele mai ușoare din corp. Da? De organismul nostru. Înseamnă că trebuie să facem altceva. Înseamnă că trebuie să luăm ce conferințe. Am văzut în poză, da, undeva pe 1 metru. Da. Aia e evaluare. Da? Nu a greutății. Că dacă eu mă duc, de exemplu, și fac mișcare și mi se încarcă pur și simplu oasele cu minerale și pun mușchi pe corpul meu, asta nu înseamnă că, vezi, Doamne, e o tragedie pentru sănătatea mea. Chiar dacă eu sar undeva de la 70 de kilograme, undeva la 75, poate chiar 80. Dacă aș fi tot numai pachete de mușchi, ar fi chiar foarte bine pentru sănătatea mea. Dar dacă am un piu abdominal de vreo 20 de centimetri, nu știu dacă Organizația Mondială a Sănătății nu va spune că vezi că ai o mare problemă. Vă mulțumesc! O femeie, ca să fie sănătoasă, trebuie să aibă o circumferință abdominală de 80 cm. Ne ducem acasă și ne măsurăm, da? Corect. Și un bărbat 100. Și mai departe nu zicem nimic. Exact. Asistă domnul Cristian Andrei. Trecem mai departe, da? Vedeți? Ne educăm și noi, profesioniștii, până la urmă, da? Ca spus că și noi, profesioniștii, trebuie să ne educăm. Ne educăm în fiecare zi și în fiecare moment. Am vorbit despre excesul alimentar, excesul de proteine. Fornoca Jean, tot de la școala corticeală Ana Aslan din Onești. Bravo, da. Să ne gândim foarte bine, se poate analiza și despica firul în patru. Dar ca să ne încadrăm și într-un anume timp, trebuie să prezentăm esențialul pe care noi considerăm necesar. Te ascultăm. Bună ziua, mă numesc Fonoca Jean Florin, sunt elev al Școlii Sanitare Post-Liceale Ana Aslan Onești, la specializare asistent medical generalist. Tema mea se numește excesul de proteine și am avut-o drept coordonator pe doamna dirigintă Alina Elena Radu. După cum v-am spus, vă voi prezenta excesul de proteine. Aici observăm piramida alimentației sănătoase,
La bază avem exercițiu fizic zilnic și supravegherea dietei. Legume și fructe, uleiuri sănătoase, cereale integrale, pește, ouă, carne de pasăre, nuci, semințe și fasole, lactate 2 porții pe zi și carne roșie, unt, cereale, orez alb, pâine și cartofi. Proteinele sunt moleculele de bază ale materiei vii, care contribuie la dezvoltarea normală a organismului, mușchilor, părului, pielii, organelor interne. Unele proteine se află în sânge alături de hormoni, enzime și globule roșii. Proteinele sunt alcătuite din lanțuri de aminoacizi. Prin combinația aminoacizilor rezultă o varietate infinită de proteine. Top 10 alimente cu cel mai crescut nivel de proteine. Ouăle. Consumă-le întregi, cu tot cu albuș și gălbenuș, pentru a beneficia de bogăția de proteine. Un ou întreg mediu, 46 de grame, iar prăjit conține 6,26 grame de proteine. Somonul. Sursă importantă de proteine și acizi grași, omega-3, nutrienți esențial pentru menținerea sănătății. Brânza de vaci. 16 grame de proteine la jumătate de cană de brânză și gustul este delicios. Amestecată cu fructe sau legume este și mai bună și oferă toate substanțele nutritive de care avem nevoie, plus o mare cantitate de proteine. Carnea de vită, plină de aminoacizi, blocuri de proteine care ajută la dezvoltarea țesutului muscular, zinc, fier, magneziu și alți nutrienți importanți. Iaurtul. 16 grame de proteine la o cană de iaurt. Sună bine, nu-i așa? De asemenea, aceste iaurturi au cantități duble de proteine și folosesc jumătate din cantitatea de zahăr folosită în cazul altor iaurturi obișnuite. Sardinele. Proteine, omega-3, vitamina D, pe toate le găsim în banalele sardine. Mare grijă totuși să le consumați din surse sigure. Cel mai indicat este să le consumați proaspete. Proteinele din zer. Potrivit unor sondaje realizate în rândul sportivilor, proteinele din zer sunt cele mai eficiente în dezvoltarea masei musculare. Alegerea de top a culturiștilor și probabil va rămâne așa pentru mult timp de acum încolo. Carnea albă de curcan sau pui. Se gătește rapid și este o sursă grozavă de proteine. Curcanul este singura pasăre a cărei carne conține acizi linoleici conjugați, substanțe cu efect de redistribuire a grăsimii și cu proprietăți anticancerigene. Carnea de pui și în special cea de găine conține și ea proteine de calitate, seleniu, niacinină și vitamină de top. Soia conține nu doar multe proteine, dar multe minerale, vitamine și fibre. La 100 de grame de boabe mature de soia, prăjite, uscat, fără ulei, avem 39,58 grame de proteine. La 100 grame de boabe mature de soia fierte, avem 16,64 grame de proteine. Fructele cu coajă lemnoasă. Fructele cu coajă lemnoasă constituie gustarea ideală. Sunt practice și nu sunt perisabile. Spre deosebire de o ciocolată, de exemplu, migdalele, nucile, fisticul, caju, alunele de pădure sunt excelente surse de vitamine și minerale, grăsimi sănătoase și fibre și pot fi luate oriunde. Le poți uita în birou, în ghiozdan sau în dulap pentru mult timp, că tot la fel de gustoase și pline de beneficii vor fi. Beneficiile proteinelor. Proteinele au un rol foarte important în organism, tocmai pentru că sunt folosite la construcția celulei, a țesuturilor și a organelor în sine. Sunt foarte importante pentru asigurarea transportului mai multor minerale și vitamine în sânge sau în celule. Proteinele construiesc masa musculară, alt calorii în procesul de digestie, dau o senzație de sațietate mare, se transformă foarte greu în grăsime. Totuși, excesul de proteine este dăunător. Riscurile excesului de proteine. Aminoacizii sunt cărămizile din care sunt construite proteinele. În cazul grăsimilor, corpul poate stoca aproape nelimitat. În cazul carbohidraților, stocurile sunt mult mai mici, de ordinul sutelor de grame în ficat, mușchi și sânge. În cazul aminoacizilor, stocurile sunt însă foarte mici. Acest lucru înseamnă că atunci când cantitatea de aminoacizi din sânge este prea mare, ca rezultat al excesului de proteine din dietă sau a descompunerii proteinelor proprii, ei trebuie eliminați. Eliminarea aminoacizilor în exces se face prin transformarea lor în alte substanțe, amoniac și o bază de carbohidrat. Deci în momentul când mănânci prea multe proteine, ele sunt eliminate sub formă de urină.
cele care sunt asimilate sub formă de aminoacizi, di sau tripeptide. Sau sub formă de fecale atunci când nu pot fi asimilate. Amoniacul este toxic pentru organism, în special pentru sistemul nervos. Ficatul și lichii fac un mare efort pentru a detoxifia acest amoniac. Proteinele rămase neabsorbite pot fi transformate în colon în substanțe cancerigene. De aici incidența crescută a cancerului de colon la persoanele care fac exces de carne și au un tranzit intestinal lent. Persoanele care țin diete hiperproteice sunt însă expuse riscului de a face gută. Atât ele, cât și sportivii care consumă concentrate proteice, pot să dezvolte osteoporoză, pentru că excesul de proteine scoate calciul din oase. Persoanele care fac exces de proteine pot să aibă un tranzit intestinal lent din cauza absenței fibrelor din alimentație. Deci atunci când mănânci proteine în exces, nu numai că arunci banii la gunoi, dar îți intoxici și sistemul nervos, ficatul, rinichii și colonul. Efectele negative nu se văd neapărat a doua zi, ci după luni sau ani. Vă mulțumesc! Sunt proteine zilnic? Nu, zilnic. Și ca pondere, câte sunt animale și câte sunt vegetale? Dacă tot ai făcut un material. Dacă nu ne răspunzi acum, poți să te gândești la ele și răspunzi altă dată. Excesul alimentar. Excesul de proteine, asociat cu sedentarismul, nu este chiar așa de bine. O rugăm pe doamna Antomoaie, Roxana Elena, da? De la Școala Sanitară Populțeană Naslan Onești. Naslan Onești, specializarea asistent medical, bază fizio-kinetoterapie. Lucrarea mea se numește sedentarism și am avut-o ca și coordonator de doamna profesoara Alina Rață. Sedentarismul este o boală, dar, în esență, este un stil de viață bolnav. Tehnologia modernă ne-a ușurat viața. Nu trebuie să ne deplasăm prea mult ca să comunicăm cu o anumită persoană. Este necesar doar să le contactăm. Prin telefon, e-mail, Messenger, Skype, etc. Nu trebuie să muncim prea mult, deoarece utilajele sau computerele o fac în locul nostru. Sedentarismul este un stil de viață care implică lipsa de mișcare sau de activitate fizică. Aceasta conduce la apariția mai multor afecțiuni, deviația de coloane vertebrale, scolioză, cifoză, lordoză, boli cardiovasculare, tulburări metabolice, obezitate, anxietate. Suntem sedentari, da. Ne petrecem 70-80% din timpul liber, fața televizorului sau calculatorului, ne plimbăm cu mașina. Nu avem zilnic o oră de plimbare sau o altă activitate în aer liber. Nu facem în fiecare zi minim 15 minute de exerciții fizice simple. Ne desfășurăm activitatea din poziția șezând, în picioare sau în alte poziții statice. Suntem incapabili să facem eforturi de intensitate medie. Lipsa de mișcare este printre principalii factori de deces, alături de hipertensiune arterială, fumatul și un nivel crescut al colesterolului. Sportul permite reglarea naturală a nivelului de glicemie, colesterol și trigliceride. Combaterea sedentarismului prin activitate fizică constantă are efecte pozitive asupra stării de sănătate. Inima devine mai puternică. Alergatul, ciclismul, natația sunt activități care solicită importante grupe musculare. Contracția acestora, relaxarea ulterioară, contribuie la pomparea sângelui către inimă. Oasele, tendoanele, cartilagiile și articulațiile beneficiază de asemenea de activitatea fizică, care întărește organismul, favorizând o mai bună adaptare și făcând-o mai puțin vulnerabil la agresiune și boală. Viața sedentară poate duce chiar și la tineri, la o redoare importantă a articulațiilor vertebrale și ale mâinilor. Efectul favorabil al exercițiului fizic provine din extensia regulată a mușchilor, a capsulelor articulare și a ligamentelor. Sistemul nervos este de asemenea modificat prin activitatea fizică regulată.
Unele cercetări au arătat că indivizii cu activitate fizică păstrează o capacitate de reacție și o viteză de execuție mai bună decât indivizii inactivi. Sportul și activitatea fizică regulată și chinuit dozată constituie modul de a ameliora și de a păstra sănătatea. Adaptările fiziologice, metabolice și psihologice care însoțesc exercițiul regulat, susținut, cresc capacitatea și eficacitatea sistemului cardiovascular. Recomandarea pentru un anumit tip de activitate fizică, pentru un sport sau altul, interesează toate vârstele, dar beneficiarii principali sunt în special copiii, adolescenții și vârstnici. Vă mulțumesc! Dacă întrebăm un cardiolog, o să ne spună, dacă vrem să avem o viață sănătoasă, că tot ați amintit de sistemul circulator, o să ne spună că trebuie să facem minim 6 km de mers în pas mare pe zi, pentru orice persoană care este sedentară. Acest, vreau să vă spun că nu este foarte greu de făcut, practic nu funcționat, da, în același timp, și pentru, după o săptămână de obișnuință, în 50 de minute se face această mișcare. Nu avem această educație în România de a face mișcare. Sunt puține persoane care se trezesc dimineața înainte de a merge la serviciu să facă mișcare sau seara după ce vin la serviciu, pentru că se uită vecinii la noi, cum a spus domnul Cristian Andrei. Astăzi cred că am să parafrez la fiecare... Da? Se uită vecinii la noi și așa și este, da? Trebuie să ne gândim în primul rând la noi și mai puțin la ceilalți. Și atunci lucrurile pe care mai aici. Cred că nu avem spații. Așa este. Sunt multe lucruri care lipsesc ca să putem să facem acest lucru. Dar, în primul rând, trebuie să conștientizăm noi că avem nevoie de această mișcare. Da? Și nu contează cine este cu noi, că avem un animal de companie sau că un prieten sau o facem singuri. Important este să facem această mișcare. În general, o persoană care a făcut infarct și medicul cardiolog îi recomandă să facă mișcare, vă garantez, după ce îi spune care sunt consecințele fumatului pentru infarct și mișcarea, dacă vrea să fie sănătoasă, sunt persoane care trăiesc și 20-25 de ani după infarct și fac mișcare, nu contează ce vârstă au. Da? Fac mișcare 6 km pe zi și sunt persoane care arată mai bine decât noi cei care, să spunem, suntem la vârsta matură și mult mai energici decât noi. Mișcarea ne aduce energie și putem să lucrăm mai bine, să fim mai activi, gândim mai bine cum facem mișcare. Vă recomand să faceți mișcare. Este ce este indicat ca să faci mișcare 30 minute consecutive, fără întrerupere. Fără întrerupere, exact. Exact. Minute, da? Da. Da. Adică nu este suficient să ne ducem la piață ca să facem cumpărăturile, chit că este la 1,5 km, facem o pauză acolo, mai stăm și ne întoarcem cu autobuzul și mai vedem noi după amiază dacă ne mai ducem în vizită la nepoți sau ceva. Nu. Nu asta este sensul. Și, în general, poate vârstnicii fac mai multă mișcare decât noi. Din punctul meu de vedere, ca și experiență, am constatat că vârsta matură, persoanele care au activitate multe, o carieră, sunt persoanele care fac cea mai puțin activitate pentru că nu au timp. Da? Mai ales dacă au și două joburi. Bun. Am vorbit despre, până acum, despre adulți. Da? Mai mult despre adulți. Ne-am interesat mai puțin despre copii. Și cu toate astea, o cursantă de-a noastră s-a gândit la... și la copii. Alimentația rațională a sugarului. Este? Haideți! După această prezentare o să facem o scurtă pauză pentru că o să se retragă o parte din colegi care se grăbesc. Noi am început un pic mai devreme, 5 minute, și revenim imediat ca să nu perturbăm lucrările, da? Sesiunea. Generalist.
Tema proiectului meu se numește Alimentația Rațională a Sularului, iar ca drept coordonator am avut-o pe doamna dirigintă, Alina Elena Radu. Am ales această temă deoarece am un bebe acasă care mă așteaptă. Nevoile energetice în primul an de viață sunt următoarele. În primul trimestru 110-100 calorii kilogram pe zi, în trimestrul al doilea 190 calorii kilogram pe zi, în trimestrul al treilea 90-80 calorii kilogram pe zi, în trimestrul al patrulea 80-70 calorii kilogram pe zi. Nevoia de proteine este de 2-3 grame kilogram pe zi între 0 și 1 an la sugarul alimentat natural și de 3-4 grame pe zi la cel alimentat artificial. Nevoia de lipide este de 5-6 grame kilogram pe zi la sugarul alimentat natural și de 6 grame kilogram pe zi la cel alimentat artificial. Nevoia de glucide este de 10-12 grame kilogram pe zi la sugarul alimentat natural și de 12 grame kilogram pe zi la cel alimentat artificial. Nevoia de lichide este evaluată la 150-200 ml kilogram pe zi în primele săptămâni, 120-130 ml kilogram pe zi la 6 luni și 90-100 ml kilogram pe zi la 1 an. Laptele matern reprezintă hrana ideală a sugarului, sugarul întreniți la sân se dezvoltă mult mai bine și sunt mult mai rezistenți la agresiunile microbiene. În primele 24 de ore de la naștere, sugarul primește apă fiartă și răcită, eventual zahalată 5%, 2-3 litrițe la 2-3 ore. În primele zile după naștere, glanda mamară secretă un lapte numit colostru, din a doua zi, a treia zi, colostru se transformă în lapte, iar în a șaptea zi, transformarea este completă. Copilul va fi lăsat câte 2 minute la fiecare sân în prima zi, apoi crește când găsiți durata sucului la 3-4-5 minute. Din ziua a șasea, alăptarea va dura 15 minute în total și la sfârșitul primei săptămâni 20 de minute. Intervalul între sucuri trebuie să fie de 2-3 ore, la orele 7, 9, 12, 15, 18, 21 și eventual 24. În primele 10-13 zile, sugarul va fi pus la fiecare sân, sânul va fi golit după fiecare suc pentru a stimula secreția glandelor mamare. După suc, sugarul va fi ridicat în poziție verticală și bătut ușor pe spate ca să elimine aerul înghițit în timpul sucului. În primele 3 luni, copilul trebuie să sugărzină o cantitate de lapte egală cu 1/5 din greutatea sa, până la 4 luni, circa 1/6 din greutatea sa, și între 4 și 6 luni, circa 1/7 din greutatea sa. În cazul când mama nu are lapte suficient, nu are deloc, sau când se contraindică alăptarea, se recurge la alimentația artificială cu lapte de vacă, proaspăt sau praf. Laptele de vacă are în componență aceeași factor nutritiv ca și laptele de mamă, dar în proporții diferite. În prima lună, vigoarea este de jumătate, în luna a doua de 2/3 și în luna a treia de 3/4. Din luna a patra, copilul poate suporta laptele integral, nediluat. Pentru diluarea laptelui se folosește apă fiartă și răcită, cea de diferite plante, mentă, mușețel, zeamă de orez, supă de morcov. Laptele de vacă se fierbe în plouă cel puțin 50 minute, după fierbere se răcește brusc și se păstrează la rece în vas acoperit. Laptele poate fi modificat și prin acidulare, obținându-se diferite preparate. Lapte acidulat, calcic, albuminos. Datorită acidulării, caseina este coagulată în crunși mici, ușor atacat de sucurile digestive, deci digestibilitatea este mult mai bună. Babeonul este laptele de vacă degresat și acidifiat prin fermentație lactică naturală. Compoziția sa este următoarea. La 1000 de mililitri, 35 de grame de proteine, 32 de grame de glucide, 5-8 grame de lipide, 5-6 grame acid lactic, având 350 valoare calorică. Se poate prepara prin mai multe metode. Prin metoda rapidă se scurtează timpul de acidifiere și coagulare. Preparatul industrial babeului este sub formă de praf, se numește Eledon. Laptele acidulat se poate prepara din lapte integral sau din lapte degresat prin acidulare cu acid acetic sau citric sau cu suc de lămâie. Valoarea sa calorică este de 500 de calorii pentru laptele acidulat degresat și de 900 de calorii pentru cel integral. De la 2 luni, sugarii primesc sucuri de fructe, mere, persici și portocale, lămâi și de legume, morcov, roșii. Se începe cu o jumătate de linguriță și se crește progresiv la 6-10 lingurițe pe zi. Ordinea introducerii este următoarea. Supele de legume, piureul de legume, merele rase, carnea, supa de carne digresată, preparatul făinos de lapte, brânză de vaci, gălbenușul de ou, iaurtul, pișca, smântâna. Practic se procedează astfel. La vârsta de 3 luni se înregistrește circa 20 de grame din laptele mesei de prânz cu aceeași cantitate de supă de legume strecurată, la care se adaugă 3-5% preparatul făinos, făină de orez, amil griș și 1-2% ulei de germenie de porumb.
Treptat, în cursul unei săptămâni, se înlocuiește întreaga masă de la ora 14 cu circa 170 ml din supa de legume astfel preparată. La copii cu greutate mai mare de 5 kg, de la 3 luni, 3 luni și jumătate, se dau 5 mese pe zi, de la 3 luni jumătate se introduce piureul de legume la început o linguriță, apoi se crește treptat la circa 50 de grame. Între 3 și 4 luni se poate introduce carnea de pasăre slabă, tocată fin, amestecată cu supă sau cu pireul de legume, câte o linguriță la 2-3 ori pe săptămână. De la 4 luni se înlocuiește masa de lapte de la ora 10 cu mere rase, piureul de mere, piureul de piersici, în amestec cu fiertura de orez sau cu mucilagiul de orez, iar produsul făinos poate fi făină de orez, aminul, pesmentul din franțelă, iar de la 5-6 luni grișul. De la 4-5 luni se poate introduce supa de carne la început de pasăre, apoi de vită sau de oase, degresată. Aceasta se dă de circa 2-3 ori pe săptămână, alternând cu supa de legume la prânz. De la 5 luni se introduce brânza de vaci proaspătă, ajungând la 20-30 de grame și gălbenușul de ou fiert tare. Între 6 și 7 luni se introduc chiselurile de fructe, crema zeamil, crema fosfarin. La 8-9 luni se pot da copilului perișoare de carne, șuncă slavă, boșuri, supe slabe, false, găluște de griș în supă, pâine albă, butincă de legume sau de făinoase, cremă caramel, mămăliguță pripită cu gălbenuș de ou și unt sau brânză de vaci și smântână. Între 10 și 12 luni, alimentația copilului se va îmbogăți treptat cu carne de vită tocată, bine fiată, creier picat, alternând frânzul cu brânza de vaci și gălbenuș, supe de zdrențe, tăiței cu carne, budică de spanac, cu ou sau cu carne, tocăniță cu sos alb, sufleuri, prăjituri de casă din aluat fraged, compoturi, papanaci și pierți. Începând din luna a 6-a, orele de masă vor fi aceleași ca și pentru copiii în vârstă de peste un an, 7, 10, 12, 30, 17, 20, 30. Orice aliment nou se introduce progresiv, dacă sugarul este sănătos. Nu se introduc două alimente noi în aceeași zi, păstrându-se distanța de 3-5 zile între primul și cel de-al doilea. La primele semne de intoleranță digestivă, se suprimă alimentul nou introdus, care nu se mai readministrează decât odată cu normalizarea tranzitului digestiv. În continuare prezentăm o schemă cu alimentația copilului între 0 și 1 an. În luna 1 este formată de 5-6 mese, doar din lapte. Luna a 2-a 5 mese lapte, la care putem adăuga supe de fructe. Luna a 3-a 5 mese lapte și supă de legume. Luna a 3-a și jumătate formată din 5 mese lapte, supă de legume, piureuri de legume. Luna a 4-a 5 mese lapte, mere rase, supă de legume, pireuri de legume, carne de pasăre. Luna a 4-a și jumătate este formată din 5 mese, lapte, mere rase, supă de carne sau legume, făinos cu lapte. Luna a 5-a este formată din 5 mese, lapte, mere rase, supă de carne sau de legume, făinos cu lapte, brânză de vaci sau carne. Luna a 5-a și jumătate 5 mese, lapte, mere rase, supă de carne sau de legume, griș cu brânză de vaci, lapte, gălbenuș. Luna a 6-a 5 mese, lapte, mere rase, supă de legume sau de carne, brânză de vaci, ou sau compot, iaurt cu biscuiți. Luna a 7-a 5 mese, lapte, mere rase, chiseluri, supă de carne sau de legume, pireu, brânză de vaci. Luna a 8-a 5 mese, lapte, fructe cu frișcă, supă de carne sau boșuri cu perișoare, supă falsă, sos alb, pilaf. Luna a 9-a 5 mese, lapte cu pâine albă, fructe, supă de carne cu găluște sau tocăniță cu sos sau budincă. Lunile a 10-a 12-a 5 mese, lapte cu cafea fumat, cu pâine albă, boș de perișoare, ciulama de pui, sufleuri, budinci de făinoase sau legume, prăjituri de casă, cremă caramel, mămăliguță cu unt și ou sau griș cu lapte. Completare pentru cine n-a avut până acum copilași. În momentul în care începem să dăm supa de legume și în același timp pe bucăți mititele, întotdeauna dăm alimentul nou și apoi laptele, pentru că copilul este învățat până la vârsta de 3 luni un anumit aliment și atunci ne va refuza dacă îi dăm cei 20 de mililitri de lapte și după aia încercăm. Întotdeauna e bine să dăm înainte. Mulțumim! Mulțumim mult colegilor de la Onești, elevilor de la Onești, când le-am... Iar
doamnei profesor, care v-a îndrumat atât de frumos. Îi dau diplomele voastre toate. Vă mulțumesc. Și felicitări cu elevilor. Și noi vă mulțumesc. Și felicitări pentru ceea ce nu am înțeles și nu mai vreau. Vreau să dau oficial diplomele pentru, chiar dacă am început-o invers. Diplomele pentru doamnele de la din Republica Moldova. Așa. Și cu această ocazie vrem să-i transmitem și domnului Zochircă așa, mulțumim și că ne-a sprijinit în realizarea proiectului. Mulțumim frumos! Luăm pauză și ne întoarcem, că știu că mai sunt reorganizăm. Am ținut cont de doream colegilor. Natalia, am înțeles că... Ana Ivan Vinoneș. Tema, sunt elev la asistent bandiofilio kinetoterapie. Tema prezentată de astăzi, bolile respiratorii la tine următor. M-am dus ca profesor coordonator pe domnișoara profesoară Alina Ramune. În raport al Organizației Mondiale a Sănătății ne atrage atenția că peste 30% din tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani sunt fumători, iar numărul acestora este în continuă creștere. Îngrijorător este faptul că vârsta tot mai scăzută a celor care se apucă să consume fum. Bun. Printre tinerii care fumează, aproape un sfert au fumat prima țigară înainte de vârsta de 10 ani. Deoarece corpul unui copil al unui adolescent este în continuă creștere, adolescenții și tinerii sunt mai vulnerabili la efectele mortale ale consumului de tutun. Tutunul are un conținut complex, pe lângă nicotină, el mai conține aproximativ 4.000 de substanțe chimice dăunătoare, 40 dintre ele fiind cancerigene. Conținutul în nicotină și substanțe depinde de varietatea de tutun, de condițiile și metodele de cultură, precum și de poziția frunzelor pe plantă. Cele de la bază au un conținut mai scăzut de nicotină. Conținutul de nicotină într-o țigaretă variază între 0,1 mg și 0,3. Prelucrarea frunzelor de tutun cuprinde trei etape: uscarea la aer, fermentarea și fermentarea. Fermentarea este principala etapă de prelucrare a tutunului și tinde să reducă conținutul de nicotină și să crească conținutul altor substanțe toxice. Cercetările intensive din ultima vreme au demonstrat că monoxidul de carbon și nicotina sunt agenții toxici majori compuși și identificați în fumul de țigară. Compuși și identificați în urma cercetărilor a fumului de țigară sunt hidrocarburile policiclice aromatice, nicotina ca drog aditiv, monoxidul de carbon, oxidul de azot, acidul cianhidric, metalele grele ca substanțe radioactive. Efectele pe unele dintre efectele pe termen scurt ale fumatului sunt scăderea memoriei, energia, dispoziția, emoția, atenția, comportamentul, creșterea frecvenței cardiace și presiunii arteriale, vasoconstricția periferică, iar pe termen lung avem bolile respiratorii, bolile cardiovasculare, bolile pulmonice, bolile digestive, diferitele tipuri de cancer, scăderea imunității și consecințe negative asupra fertilității, sarcinii și a fătului. Ca boli ale aparatului respirator avem broncopneumopatia obstructivă cronică și cancerul broncopneumopatia. Important. Cancerul broncopulmonar este cel mai frecvent ca tip de cancer întâlnit în moment. Tutunul este responsabil pentru o treime din cauzele decesului în această boală.
tipurile de cancer pulmonar. Avem cancer pulmonar cu cercuri mici, în predominantă 25 de cazuri, și cancerul pulmonar cu celule non mici, predominantă 75 de cazuri. În concluzie, se apreciază că o pătrime dintre fumătorii înveterați sunt uciși înainte de vreme, viața fiindu-le scurtată cu 10-15 ani. Cu cât se renunță mai repede la fumat, cu atât riscul de boală va fi mai mic. Factorii de mediu pot fi făcuți responsabili pentru o parte din cazurile de îmbolnăvire. Niciun poluant din mediu, aer, apă, alimentație, nu au un efect cancerogen atât de mare ca tutunul. Factorii etiologici sunt demonstrați, dar nu au o pondere însemnată pentru factorii de risc. Expunerea la fumatul pasiv este și această cauză pentru celor care se îmbolnăvesc de bronșite, pneumonii, atacuri de asp, tuse. Legile antifumat au fost, care interzic fumatul, sunt în spațiile publice, au fost introduse în peste 109 țări, iar de anul acesta și la noi în țară, mai puțin. Fumatul provoacă cancer pulmonar, și care este letal, și să spunem stop fumatului, și cu cât ne lăsăm mai repede de fumat sau cei care fumează se vor bucura mai mulți ani de o sănătate mai bună. Și vă mulțumesc! Un pachet de țigări pe zi pentru o perioadă lungă de timp, în momentul în care s-a lăsat de fumat, nu poate să pretindă că este o persoană sănătoasă. Îi trebuie minim 15 ani ca să ajungă din nou să aibă din punct de vedere al aparatelor și sistemelor să ajungă la nivelul la care era înainte. Da? Și un semn de întrebare care trebuie să ne punem cu toții este faptul că pe lângă cancerul pulmonar, care clar este determinat de fumat, studiile arată că și cancerul de vezică urinară, care este din ce în ce mai frecvent, și cancerul gastric, un rol important în determinarea acestor cancere este fumatul. Da? Și trebuie să ne mai gândim la o chestie la fumat. Când avem probleme de sănătate, în special cardiace, fumatul inhibă medicația care se administrează și atunci, practic, degeaba luăm medicamentele respective, că nu ne ajută cu nimic. Rămâne să ne gândim, cum a spus domnul Cristian Andrei. Astăzi am spus unde pe lumea lui permanent. Mulțumim! Mulțumim colegilor pe care ne-a venit! Este destul de târziu și dumneavoastră am să plece. Ne prezintă un material interesant referitor la beneficiile intervenției timpurii la copiii cu sindrom Down, reflectate în relația sănătate socială, sănătate mentală, ca să vină mai multe aspecte ale educației exact. Pentru sănătate. Pentru că ele, de fapt, se corelează. Exact. Da? Și la un moment dat, dacă stăm bine și ne gândim, trebuie să existe o indestructibilă relație între cele două. Am ales eu un citat de Tolstoi, pe care mie mi-a plăcut foarte mult. Cel mai fericit om este acela care face fericit un număr cât mai mare de oameni. Mie mi s-a părut relevant pentru tema respectivă. Mai sunt niște imagini chiar din cabinetul logopedic, cu acei copii cu sindromul Down. Și puțin de mai înainte era de la Ziua Internațională a Sindromului Down. Eu sunt voluntar la Asociația Sindromului Down în Bacău și colaborez foarte bine cu doamna psiholog, Deviță Gabriela. De altfel și ea are o fetiță care are sindromul Down. Dar povestim mai spre final și vă spun exact anumite lucruri care cred că ar fi interesante. Sindromul Down, de altfel, este cel mai întâlnit sindrom genetic cromozomial, asociat în mod indestructibil cu dizabilitatea intelectuală.
El având o incidență de la 1 la 700 până la 1000 de nou născuți. În țara noastră nu există statistici oficiale în ceea ce privește acest număr al copiilor sau al oamenilor cu sindrom de Down, pentru că de acum nu ne raportăm numai la copii, ci și la adulți și detaliem pe parcursul expunerii. Însă se estimează că acestea se ridică undeva în jurul la 50.000 în întreaga noastră țară. Evaluarea bolimentare la persoane cu sindrom Down poate fi extrem de dificilă, pentru că există multe bariere ce pot împiedica obținerea unui istoric relevant al acestei boli. Deficiențele de limbaj, gândirea conceptuală și funcționarea cognitivă în general sunt obstacole care pot fi și care ar trebui depășite. Persoanele cu sindrom Down vreau numite mongoloizi, dar acesta este și aspectul acelor persoane cu sindrom Down. Iar ideea cea mai difuzată despre ei era cea de persoane retardate mental și care rămân dependente pe toată viața de persoanele care îi au în întreținere. Astăzi întâlnim copii cu sindrom Down în școli, în spațiile de joacă, în parcuri, în supermarketuri, adolescenții cu sindrom Down care ies singur afară pentru a se întâlni cu copii și cu prietenii lor și care au chiar și un loc de muncă. Aici vreau să fac o paranteză. Chiar pe data de 16 martie, pentru cei care sunt interesați, Asociația Sindrom Down Bacău și cu Special Olympic România organizează în cadrul unui proiect participă, în cadrul Universității Vasile Alexandri Bacău, chiar un foarte mare simpozion și puteți să veniți și dumneavoastră și acolo veți vedea într-adevăr activitatea tuturor persoanelor cu această dizabilitate, cu sindrom Down. Să vedeți cât de activ sunt ei și ce rezultate au la nivel internațional. De altfel, această activitate de la Special Olympic, puteți să intrați mai mult să vedeți, a fost în prima dată în Statele Unite, în acum 80 de ani. Ei au implementat acest proiect și această activitate pentru că, în general, aceste persoane cu sindrom Down au această disponibilitate la obezitate și au nevoie de foarte multă mișcare. Au și promovat acest stil sănătos de viață, dacă tot facem legătura și am spus că o voi face cu un stil de viață sănătos. De altfel și dispoziția lor este acea a nu-și putea regla deglutiția și în modul în care ei sunt, nu au control asupra hranei. A specificat foarte bine antevorbitorii mei, au punctat unele lucruri, chiar m-am revăzut. Zic, uite, au făcut foarte bine pentru că eu nu trebuie să mai repet anumite lucruri. Primul lucru fundamental care s-a schimbat este faptul că am trecut de la a vorbi despre copiii cu sindrom Down, ce îl spuneam mai înainte, la a vorbi despre adulți cu sindrom Down. Eu am văzut chiar în cadrul Asociației Sindrom Down București un adult care este angajat part-time, 4 ore, chiar în cadrul acelei organizații. Își desfășoară munca în mod normal, este chiar artist, foarte bine, este un om care, deci nu putem să catalogăm nici copiii și nici adulții ca fiind retarzimita, pentru că fiecare se dezvoltă în felul lui, în funcție de modul în care trăiește, în comunitatea în care este acceptat și evident și în funcție de, trebuie să punctez foarte bine acest lucru, îmi pare rău că trebuie să spun, și de situația materială a familiei a căror aparținători sunt. Știți? În momentul în care un copil cu această deficiență, este evident că trebuie să-i acorzi mai multă grijă. Și toate aceste griji nu le poți compensa decât prin activități extra care sunt, din nefericire, la noi foarte costisitoare. Îmi pare rău că vă spun, vreau să vă spun cu durere, pentru că eu lucrez cu ei și îi văd pe fiecare și pun foarte mult suflet în tot ceea ce fac. Chiar îmi pare foarte rău, dar aceasta este situația. Trebuie să privim adultul cu dizabilități nu ca pe un copil crescut în înălțime, un etern copil, ci pur și simplu ca pe un adult. Acesta are nevoie de casă, de serviciu, de sentimente, de hobby-uri, de timp liber și vrea să se exprime și el ca un adult. Cu toate acestea, datorită schimbării percepției celorlalți asupra lor, datorită modificării atitudinilor celor normali, ca să spunem așa, asupra persoanelor cu dizabilități, numărul persoanelor cu sindrom Down care se integrează în societate este din ce în ce mai mare. Oportunitățile educaționale, sociale, de recreere și de muncă erau extrem de limitate mult înainte de această perioadă. Beneficiile intervenției timpului, precum și experiențele educaționale inclusive și mai solicitante, sunt bine primite și apreciate în copilărie și la debutul vârstei adulte.
Să știe că abilitățile verbale și de comunicare reduse au avut până acum un impact semnificativ asupra sănătății fizice și mentale a persoanelor cu sindrom Down. Se poate estima că ameliorarea acestor aspecte, constatată la tineri care au urmat terapie logopedică de la o vârstă fragedă, se resimte în calitatea mai bună a sănătății lor la vârsta adultă. Este de așteptat ca abilitățile tot mai bune de a vorbi și de a discuta despre problemele pe care ei le au, precum și o mai intensă implicare în tratament, va contribui la reducerea simptomilor bolii și la severității acestora. Pentru realizarea acestui deziderat, sănătate mentală și socializare, persoanele cu sindrom Down le sunt necesare acceptarea, ca și indivizi, dar posibilitatea de a îi lăsa să facă o alegere, să se mențină în formă, făcând zilnic exerciții, prin sprijinirea în realizarea rutinelor. La fel ca toți oamenii, persoanele cu sindrom Down au nevoie de interacțiune cu familia. Un factor foarte important pentru sănătatea mentală le reprezintă implicarea în comunitate prin participarea la activități, ajutând astfel persoana să-și dezvolte abilitățile sociale. Socializarea este, după cum arată domnul profesor Ion Ungurean, procesul prin care individul se integrează într-o societate, însușindu-și valorile și normele acesteia, obișnuințe, reguli de viață, conduită și idealul și își manifestă propria măsura sociabilității lui. Sociabilitatea este și trăsătura psihocomportamentală care constă în capacitatea de adaptare rapidă la situații sociale noi, de a stabili ușor contacte și relații interpersonale, de a manifesta constant nevoia de relaționare cu ceilalți semeni. Termenul de socializare se referă de fapt și la integrare, considerând școala ca principală instanță de socializare a copilului, integrarea școlară reprezintă o particularizare a acestui proces de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanță fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viața comunitară, prin formarea unor conduite și atitudini, a unor aptitudini și calități favorabile acestui progres. Școala și familia, ca agenți ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu sindrom Down în învățământul de masă. Pentru dezvoltarea în copii a unor comportamente mature și a unei evoluții armonioase, este necesară impunerea și respectarea acestor reguli. Acest comportament făcând parte din normalul proces de creștere, făcându-l pe copil să înțeleagă care sunt limitele, iar pe părinte să își exercite capacitatea de a impune reguli, asigurând astfel o anumită siguranță în interiorul oricărui grup căruia îi va fi asociat copilul. Acest lucru este valabil pentru toți copiii, nu numai pentru copiii cu dizabilități. Ca și bulgărele de zăpadă, spune că copilul poartă cu sine și din pulberea drumului pe care îl străbate. De aceea, este necesar să vedem asupra lui, dar și să-l învățăm curajul și responsabilitatea de a zbura într-o zi. Pentru aceasta, este nevoie de știință, de răbdare și de optimism. Dar mai presus de toate, este nevoie de iubire. De foarte multă iubire. Deci, indiferent de calitățile și defectele sale, un copil este întotdeauna un cer, adică o perspectivă pe care noi adulții nu avem voie să o ratăm. Și pentru că eu vreau o lume care tânjește după frumosul sincerității, a dragostei și a credinței, o lume care vede omul, ca pe un suflet, cu dureri, cu doruri și iubire, nu ca pe un trup care se mișcă fără sens. Îmi doresc să fiu un tăiac de sprijin, pentru cei ce au nevoie. Chiar mă străduiesc. Doamne ajută să și reușesc. Am încheiat. Aici este special pentru doamne și domnișoare. N-am vrut să închei. Pentru că sunteți cele care înseninează zilele bărbaților. Pentru că sunteți mame exemplare, care dați lumii mai multă frumusețe. Pentru că știți ce este iubirea, cum se dăruiește și cum se primește ea. Pentru toate acestea, câteva, timpul să oprește în loc. La fiecare început de primăvară, să vă aducă ziua cea mai plină de feminitate, zâmbete și căldură sufletească. La mulți ani, floarea primăverii. La mulți ani, femeie. Foarte interesant materialul, însă ce aș dori să accentuez nu e loc de însă. Cred că trebuie să facem mai multă
integrare a copilului cu sindrom Down, dar nu numai, și a copilului cu cerințe educaționale speciale.